Consiliul Județean Olt pune la punct la acest sfârșit de an ultimele detalii pentru ca proiectul de management integrat al deșeurilor menajere să funcționeze fără probleme. Unul dintre aspectele vizate de administrația olteană prevede facilitarea accesului către stațiile de transfer construite la nivelul orașelor din județ. În acest sens, în ultima ședință s-a decis preluarea unui tronson de drum de la primăriile Balș și Bobicești. Noi la Balș avem o stație de transfer, așa cum știți, ne aflăm pe ultima 100 de metri cu managementul deșeurilor. De la acea stație de transfer către acea stație de transfer și de la acea stație de transfer urmând să plece foarte multe mașini care vor duce și vor prelua gunoiul de acolo și atunci, ca să nu ne aglomerăm prin mijlocul orașului Balș și ne putem să facem și un sens giratoriu de intrare și de ieșire către acel loc, am găsit această soluție împreună cu primăria Balș și cu primăria comunei Bobicești de a face o cale exterioară către acea platformă. Porțiunea de drum preluată de Consiliul Județean Olt va face parte dintr-o rută ocolitoare pe care o vor parcurge pe viitor mașinile de salubritate ce vor transporta gunoiul către stația de transfer de la Balș. Drumul va fi modernizat de administrația olteană. Iată, astăzi am aprobat trecerea acelui sector de drum din administrarea orașului Balș și comunei Bobicești către Consiliul Județean, urmând ca să îl asfaltăm. În urma votului aleșilor olteni, porțiunea de drum local va deveni DJ 644B și va fi administrat și întreținut după ce va fi modernizat DCJ Olt.